clipe de groază astăzi pe bulevardul Saturn. O minoră de 12 ani a căzut de la fereastra propriei locuințe aflată la etajul al patrulea. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD de terapie intensivă. Ajuns la fața locului, colegii mei au găsit-o conștientă, au stabilizat-o, au transportat-o la spital, prezentând diverse fracturi, traumatism craniocerebral. Incidentul i-a șocat pe vecini. Pe fetiță o cunosc, e mai mult decât liniștită, cu minte, nu știu. Cei de la ambulanță încercau... Era pe ea acolo, făcea respirații ce era nevoie. Potrivit procedurilor, polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Clipe de groază pentru șoferi pe bulevardul Alexandru Vlahuță. O lucrare finalizată pur și simplu în bătaie de joc a pus în pericol atât viețile conducătorilor auto, cât și pe cele ale pasagerilor care au trecut în weekend prin zonă. Reprezentanții unei societăți de comunicații au angajat o firmă, ai cărei muncitori au executat lucrări pe bulevardul Alexandru Vlahuță. Au lăsat însă o groapă de aproape 10 cm adâncime în jurul canalului unde s-a intervenit, amplasat chiar pe carosabil. Fără nicio avertizare, odată cu lăsarea întunericului, groapa a devenit o adevărată capcană pentru șoferi. Am dat direct în ea, cu partea stângă, spre norocul meu, să zic așa, noroc între ghilimele, a făcut o singură pană, dar mi s-a spart și geanta pe față stânga. Mergeam cam cu vreo 50 la oră legal și deodată m-a zdruncinat, am luat o groapă, am văzut că ambele cauciucuri sunt praf și geanta la fel e distrusă. Am luat-o din plin, mi-a frânat mașina, s-a blocat volan, am tras, am avut noroc că erau parcați și în stânga și în dreapta. Am găsit locul ăsta, am tras de volan, am rămas aici, nu mai pornește. Un echipaj al poliției rutiere a ajuns duminica noapte la fața locului, iar oamenii legii au impus restricții de circulație în zonă. Martorii care locuiesc aici pe bulevardul Alexandru Vlahuță susțin că această groapă este nesemnalizată de aproape o zi. De altfel, puteți vedea că abia după 24 de ore ea a fost semnalizată și se pot vedea foarte bine urme de frâne. De asemenea, diferența de nivel este de 5-10 cm. Colegii noștri au întocmit actele constatatoare pentru avariile suferite de mașină, pentru a le oferi conducătorilor auto posibilitatea de a-și recupera pagubele suferite de la cei responsabili pentru semnalizarea lucrării, fie ulterior în instanță în cazul în care aceștia nu sunt în măsură să-i despăgubească. Polițiștii locali au decis luni să-l amendeze pe reprezentantul firmei care s-a ocupat de lucrări cu 6.000 de lei, din cauza că zona în care s-a intervenit nu a fost semnalizată în mod corespunzător. Tone de deșeuri în lacul din apropierea unui hotel de 4 stele din Poiana Brașov. Asta au descoperit reprezentanții unei companii care, împreună cu municipalitatea, fac lucrări pentru curățarea zonei. Cu ajutorul unui utilaj plutitor, angajații firmei specializate au îndepărtat straturile vegetale și resturile plutitoare. De asemenea, din lac au fost scoase și alte deșeuri. Din păcate, noi ne așteptam să găsim numai mâlci, am găsit tot felul de minuni, saltele, toalete, moloz, faianță. Este un lac, are rol decorativ, trebuie să facem lucrări de colmatare, ceea ce n-a fost făcut de mult timp. Până în acest moment au fost curățate două treimi din suprafața lacului din Poiana Brașov. În acest moment avem o greblată așa de la dragă, care greblăm și scoatem toată mizeria care este la fundul lacului. După care se schimbă acea greblă și punem capul de dragare și de colmatare, unde scoatem tot mălul și iese prin aceste țevi. Lacul are aproximativ 16.000 de metri pătrați. Valoarea totală a contractului pentru lucrările care se fac în zonă depășește suma de 400.000 de lei. Spectacol și adrenalină la cote maxime. Râșnovul a fost, la finalul săptămânii trecute, capitala mondială a săriturilor cu schiurile. Pe Valea Cărbunării au fost programate două etape de cupă mondială pentru băieți. Se desprinde de pe bara de start.
și de pe masa trampolinei cu o viteză foarte bună și încheie zborul. Marele câștigător al celor două etape a fost germanul Carl Geiger. Pe locul secund s-a clasat rusul Evgeni Klimov, care în manșa a doua a avut cea mai lungă săritură din concurs, 101,5 metri. Marele favorit al competiției, polonezul Kamil Stock, a încheiat doar pe locul 5. A fost totul în regulă. Întreaga zonă arată foarte bine și locurile sunt frumoase. Trambulina s-a prezentat în condiții de excepție. Organizarea a fost perfectă, astfel că am avut parte de o competiție de un nivel foarte ridicat. Evenimentul a fost organizat la cele mai înalte standarde. Este o încununare a eforturilor făcute de autoritățile locale de a aduce cât mai multe competiții. Este o dovadă că și România poate să organizeze astfel de evenimente. Sperăm că și de acum încolo acest ecou care este transmis în aceste zile de către România să fie preluat de către Federația Internațională de Schi și să primim și alte evenimente. Pentru noi înseamnă foarte mult și mai ales că suntem prin planul lumii mondiale a săritorilor cu schiurilor și suntem una din cele 25 de localități din lume care organizează acest eveniment. Suntem foarte mândri și înseamnă foarte mult. În clasamentul general continuă să conducă Evgeni Klimov. Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat doar două etape. Când și cum trebuie să traversăm strada? La aceste întrebări au primit răspunsuri sute de copii din întreg județul Brașov. Poliția Română și Lidl au desfășurat în acest weekend la nivel național o campanie prin care micuții au fost învățați să fie pietoni responsabili. Ce trebuie să faceți când ajungeți la trecerea pentru pietoni? Ne uităm. Vă opriți, vă uitați și în stânga și în dreapta și după aia traversați. După ce v-ați asigurat că s-au oprit toate mașinile, atunci treceți. Polițiștii rutieri le-au explicat celor mici ce reguli trebuie să respecte cu strictețe atunci când vor să traverseze strada. Au interacționat cu cei mici, le-au dat câteva elemente de circulație rutieră, i-au familiarizat cu semnele de circulație, i-au ajutat să, pe traseul acesta interactiv să efectueze câteva traversări în siguranță. Sperăm că a fost un moment plăcut și să și rămână câteva noțiuni. Micuții au pus în practică imediat cele învățate chiar sub îndrumarea polițiștilor și părinților. Să ne asigurăm și după aia să trecem. Te uiți foarte bine în stânga, în dreapta și... Și după aia trecem. Să ne uităm în stânga și în dreapta când trecem strada ca să nu ne lovească o mașină. De ce e important să ne uităm în stânga și în dreapta? Ca să nu ne lovească mașina. Pe lângă sfaturile primite care pot face diferența între viață și moarte, copiii au primit din partea celor care au organizat acest eveniment brățări reflectorizante, sucuri, pliante, reviste informative, precum și rechizite. Demonstrații gratuite de fotbal, handbal, patinaj, viteză, hockey, karate, scrimă, gimnastică, basket, tenis și atletism, oferite de cei mai buni sportivi și antrenori din Brașov. Aceștia au promovat weekendul trecut un stil de viață sănătos. Totul s-a organizat cu ocazia celei de-a treia ediție a Junior Sport Fest, cea mai mare acțiune de promovare a sportului din județul Brașov. Nu ar trebui să existe copii care să nu facă sport, pentru că sportul, pe lângă beneficiul fizic pe care îl aduce, dezvoltă foarte, foarte mult și din punct de vedere psihic și al socializării, și beneficiile pe care le poate aduce sportul în dezvoltarea unui copil sunt imense. Este un mod de viață, este vorba de educație, este vorba de caracter, este vorba de disciplină, este vorba de încredere în sine, deci nu trebuie să ai calități ieșite din comun să practici acest sport. Deci ce chiar copilașii care au, să zic așa, un corp mai plăpând sau nu au încredere în ei, chiar le recomandăm să practice karate. Noi invităm toți copiii să facă sport. Suntem în căutarea unor talente pentru patinaj viteză, cu aptitudini motrice bune, dar în general orice copil care vrea să facă sport poate să facă performanță. Am văzut niște copii prin parc cu rolele, n-am știut de sportul ăsta pentru că este patinajul viteză, nu este foarte știut. M-am apucat din curiozitate și până la urmă mi-am dat seama că vreau să fac performanță și să mă lupt cu cei mari. Copiii care au trecut prin centrul Brașovului au aflat ce sport li se potrivește, ce presupune fiecare disciplină în parte, ce înseamnă viața de sportiv și cum se pot înscrie la cluburi cu tradiție.
promovarea artei populare, artizanale și handmade într-o formă atractivă și interactivă. De asta au avut parte toți copiii care au trecut în weekend prin parcul Nicolae Titulescu. Programul oferit celor mici a fost extrem de variat și de animat. Băgăm degețelele, prindem firul și tragem. Bravo! Ai văzut cum iese brățara? Eu cloșetez acum o bufniță pentru verișorul meu, că e animalul lui preferat. Am făcut un smile și mi-a luat 10 minute să-l fac. Din ce l-ai făcut? Ce aia? Lână? Ce mă? Din lână. Ateliere de creație artizanală și handmade, vânătoare de comori, lectură în aer liber, face painting și teatru de păpuși. Acestea au fost doar câteva dintre activitățile din parcul Nicolae Titulescu. Copiii să aibă parte de activități cât mai atractive și mai creative. În acest sens avem ateliere de creație artizanală, de la pictat pe lemn, sticlă, până la modelat în lut, croșetat, cusături și împâslit. Am avut și o oră de lectură cu povești din Scheii Brașovului, în care copiii, ascultând povestea, trebuiau să coloreze personaje. Evenimentul din weekend a încheiat proiectul cultural intitulat Caravana Artizanilor, desfășurat în perioada februarie-septembrie 2018 și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.